Petru Dumitriu s-a născut la 8 mai 1924 la Baziaș. A fost un scriitor român care s-a stabilit în Franța. A scris eseuri, poezii, proză, critică literară. Petru Dumitriu a fost crescut în primii ani de Henriette Vincenția Bielușici din Orșova, elvețiancă prin naștere, franțuzoică după mamă. Ca elev a obținut premiul întâi pe țară la Olimpiada de Limba Română. A început facultatea de filozofie la Universitatea din București ca student al lui Nae Ionescu. A plecat după primul an cu o bursă Humboldt la Universitatea din München pentru a studia filosofia, dar a întrerupt în anul al treilea din cauza războiului. A debutat la revista Fundațiilor Regale în 1943 cu proza nocturnă în München despre prima iubire. În 1945, pe când avea numai 21 de ani, un juriu în care se aflau Tudor Vianu, Felix Aderca, Pompiliu Constantinescu, Victor Eftimiu și Henriette Yvonne Stahl i-a conferit premiul de debut pentru cea mai bună novelă în manuscris a anului. A fost gazetar la Fapta lui Mircea Damian, redactor la revista Flacăra, apoi la revista Viața Românească, unde a devenit redactor șef, în 1953. Tot în 1953 a apărut un nucleu al viitoarei capodopere, novela Bijuterii de familie, lucrare ecranizată de două ori. În 1957 vede lumina tiparului Cronică de familie, cea mai însemnată capodoperă a prozei românești, care cuprinde un veac de istorie și 200 de personaje, apariția și evoluția claselor sociale, formarea identității românești. Cronică de familie, o carte balzaciană de circa 2000 de pagini, cu o formulă narrativă absolut neobișnuită, are o structură cu totul originală, prin înlănțuirea de povestiri quasi-independente care creează un roman. În 1960 s-a produs marea ruptură în viața lui Petru Dumitriu, fuga în străinătate. Mai plecase, fusese un răsfățat al regimului, director fondator al Editurii de Stat pentru Literatură și Artă în 1956, fondator al seriei noi a colecției Biblioteca pentru Toți. Scrie mult, publică aproape în fiecare an câte o nouă carte. Lucrările apar la edituri de prestigiu, ba chiar pătrunde în colecția Livre de Poche. A publicat în franceză și cu pseudonimul Pierre Travel. A privit întotdeauna exilul cu mult spirit critic, nemulțumit de condiția și căile de integrare ale emigrantului. Acasă, pentru mine, este la Baziaș sau la București. Asta spunea în 1995 când se pregătea să revină. În 1981 s-a dus în Elveția, de unde era originară prima sa profesoară de franceză și a trecut la catolicism. A scris eseuri și în engleză. Elie Wiesel, pe care l-a cunoscut printr-un doctorand francez al acestuia, fiul spiritual al lui Petru Dumitriu, călugărul Jean-François Thomas, i-a constituit o arhivă de manuscrise la biblioteca din Boston. Petru Dumitriu a încetat din viață la 6 aprilie 2002 la Metz. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.